În toate cele 205 unități școlare cu personalitate juridică din județul Olt, funcțiile de director, respectiv director adjunct, au fost ocupate. Cele mai multe posturi au fost ocupate de cadre didactice care au trecut de cele două concursuri. Sunt însă și unități de învățământ care pentru următorul an școlar vor fi conduse de directori detașați în interesul învățământului. Cei care au promovat concursurile au încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt un contract de manageriat pentru următorii 4 ani. În acest moment, în urma celor 2 concursuri pentru ocuparea funcției de director vacante în unitățile de învățământ din județul Olt, desfășurate în anul școlar în anul 2016 și în anul 2017, situația se prezintă astfel. Avem un total de 205 directori, dintre care cu concurs sunt 182, iar numiți prin detașare în interesul învățământului 23 de posturi. Directorii care au ocupat funcția prin concurs nu trebuie să stea liniștiți. Aceștia pot fi ușor schimbați în funcție dacă se abat de la planul de manageriat. De asemenea, și cadrele didactice dintr-o unitate de învățământ pot stabili cine să conducă unitatea în cauză. O treime dintre profesori poate, în Consiliul de Administrație, să propună demiterea directorului sau a directorului adjunct. Cei care au promovat concursul au un contract de management încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt pe o perioadă de 4 ani, pe când cei cu detașare sunt numiți pe o perioadă de 1 an școlar. Bineînțeles, Inspectoratul Școlar, putând la cei cu detașare să le întrerupă detașarea pe funcția de director, mai devreme de termenul menționat în decizie sau atunci când va avea loc un nou concurs de ocupare a postului. Directorii ce ocupă funcția prin detașare în interesul învățământului vor conduce unitățile de învățământ pe o perioadă de 1 an sau până la organizarea unui nou concurs. Oficiale din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt spun că nu se știe însă când și dacă va mai fi organizat un nou concurs pentru ocuparea posturilor de director sau director adjunct.